Bună seara! O să vă rog să luați locul. O să vină amenda, dacă sună vreun telefon, o să fim în direct. Deci telefoanele vă rog frumos pe silent. Avion, oricare mod vreți, dar nu vreau să sune din sală. Bine? Am înțeles. 100 de lei. Avem nevoie acum în campanie. Suntem pregătiți? N-aud. Da. Hai, oameni buni. Mai mult. Deci? Da. Sunteți pregătiți? Da. Altfel sună. Ok. Haideți să începem. Pentru cei care încă nu mă cunosc, sunt Dorin Anca, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară, candidat poziția 1 la Senatul României din partea județului Neamț. Vă mulțumesc că sunteți aici, suntem oameni din 20 de comune din jurul Romanului și municipiul Roman. Da? O să mai vină persoane, îmi pare rău, o să aștepte pentru că avem transmisiuni în direct. Vreau să, pentru început, să începem creștinește, să ne ridicăm un pic în picioare și îl invit pe părintele Chelarul Mihai să ne introducă așa cum este frumos. Părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, cu toții. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Mulțumim, părinte. Vă rog să nu vă așezați. Domnul Crisanov, să ne facem datoria și față de țara noastră, o să cântăm împreună, aveți în față acele hârtiuțe, primele trei strofe din limbul României. Eu am fost suplinitor o parte de aici, știu, în timpul facultății și dădeam notă de trecere doar dacă știau Tatăl nostru și imnul național. Deci vă rog să cântăm cu toții, nu ca la Tatăl nostru. Și o să vă explic de ce există un singur preot acum aici. Vă rog, domnul Crisanov. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adâncire, barbai te tira, barbai te tira. Lansarea oficială a candidaților Partidului Mișcarea Populară Neamț pentru Senatul României și pentru Camera Deputaților. O să citesc, aveți în fața dumneavoastră aceste hârtiuțe, am văzut că nu le-ați folosit, asta este. Am trecut listele și apoi o să prezint pe fiecare. Ceilalți colegi ai noștri sunt la alte manifestări, în alte puncte ale județului, sunt în Piatra Neamț, începe un mare festival de teatru la Teatrul Tineretului, avem la Bicaz, da? Și la Târgu Neamț manifestări și ne-am împărțit în toate locurile ca să putem ajunge la cât mai mulți oameni.
O să vă citesc lista de candidați pentru alegerea Senatului. Loc 1, Antal Dorin, subsemnatul. Mulțumesc. Locul 2, Lupu Costache. Locul 3, Tatomir Alina Mihaela. Nu este. Locul 4, Ungureanu Cristian la Piatra Neamț. Locul 5, Dineț Marius. Acum o să dau citire listei de candidați pentru alegerile Camera Deputaților. Loc 1 și președintele organizației PMP Neamț, Dulama Laurențiu Cristinel. Este la Piatra Neamț, îmi pare rău că nu poate să fie cu noi. Locul 2, domnul vicepreședinte național și fost ministru al amenajării teritoriului și turismului, sau dezvoltării regionale și turismului, îmi cer scuze, domnul Petrescu Cristian. Poziția a treia, colegul nostru Bursuc Marius Marian. Poziția a patru, Crețu Mihai, este la Piatra. Poziția a cinci, Bighiu Silviu, Piatra. Locul șase, de la Roman, doamna Chelmuș Elena. Poziția a șaptea, Popa Andrei Tudor. Poziția a opt, Didila Elena, o să o vedeți pe Facebook, e foarte, foarte activă, are deschideri festivă la Târgu Neamț. Poziția 9, Călin Cătălin Laurențiu. Și poziția 10, Gavrilescu Bogdan. Mulțumim tare, tare mult! Suntem un pic contra cronometru pentru că avem transmisiune direct acum și am discutat cu cei de la televiziune. Trebuie să terminăm undeva în 25 de minute. Așa că o să rog colegii mei să ia cuvântul fiecare, să se prezinte, să spună ce vor să facă, să iertați, poate să vorbească ori întregi, dar suntem limitați ca timp de transmisiunea în direct pe care o realizează băieții, da? Dau cuvântul domnului ministru Petrescu Cristian. Mulțumesc! Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație, îmi cer scuze pentru ținută, vin de pe stradă din campanie. Am fost de dimineață Bicast, Arcău, Pângărați, la prânz Piatra Neamț, acum la Roman. Am început în forță această pre-campanie și ne bazăm și pe sprijinul dumneavoastră pe perioada atât de pre-campanie, cât mai ales pe cea de campanie și, evident, în special în ziua votului. Candidez într-adevăr la Camera Deputaților pe județul Neamț. Sunt unul dintre cei care au contribuit la aducerea de fonduri în județ în calitate de ministru al dezvoltării regionale și turismului. Sunt profesionist în turism, am fost președintele Asociației Profesioniștilor de Turism în România și e adevărat că ceva mai puțin în Roman, dar în general în județul Neamț este nevoie mare de dezvoltarea turismului și mai ales de promovare, pentru că odată ce am rezolvat în bună parte infrastructura turistică, acum trebuie să și promovăm, în așa fel încât turiști cât mai mult să ajungă în județul Neamț și odată cu ei să crească și bunăstarea nemțenilor. Am mai fost deputat între anii 2008 și 2012. Mândresc cu activitate bună în Parlamentul României, o prezență de aproape 100%, 39 de inițiative legislative, în fine, se găsesc pe site-ul Camerei absolut tot ce am făcut în acea perioadă. Am fost și ministru 3 luni în mandatul guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, acei tineri frumoși care deranjau pe toată lumea, de asta și durat așa puțin mandatul guvernului mereu, că deranjam prea mult. Și m-am gândit că trebuie să revin în Parlament pentru a-i reprezenta pe nemțeni. Faptul că Partidul Mișcarea Populară a trimis în Neamț unul din cei doi membri fondatori care mai sunt în partid, adică eu și cu Eugen Tomac, după plecările domnilor Baconschi, Papahagi și Ciuparu, și un vicepreședinte național, cred că arată importanța pe care conducerea națională o acordă județului Neamț. Și apropo de patriotismul local, pentru că sunt mulți care zic, domne, de ce nu e unul de la Neamț și pe locul 2? E domnul Dulama pe locul 1, nu e nicio problemă. Ideea e că legile sunt aceleași și la București și la Neamț. Din contră, în mine veți avea
un ambasador important la București, un om care să vă reprezinte foarte bine interesele, atât ale romașcanilor, cât și ale neamțenilor în general. Pentru mai multe detalii, sunt sigur că ne vom cunoaște mai bine la final, când voi rămâne alături de dumneavoastră după ședință și sper să colaborăm foarte bine pe viitor. Mulțumesc mult! Dau cuvântul domnului nostru coleg, Lupu Costache. După cum observați, din întreaga listă de candidați, atât la Camera Deputaților, cât și la Senatul României, eu sunt adolescentul de vârstă al întregii liste, am 72 de ani, sunt în momentul de față președintele Asociației Sportive de Călărie de la Piatra Neamț. Probabil unii dintre dumneavoastră cunoașteți prin ce am trecut noi acolo și prin ce trecem, pentru a menține această activitate la nivelul județului și pentru a ne lupta cu cei care au distrus întreaga Românie și care caută în continuare să distrugă. Din păcate, la noi la Piatra Neamț s-au lovit cei care au vrut ca să desfințeze baza hipică de, cum spunea poetul, de un ciot, adică ciotul ăla eram eu, Mircea cel Bătrân. De stimați prieteni, eu mă bucur foarte mult că sunt la Roman, am avut de aici, am lucrat în agricultură, am lucrat în învățământ, am lucrat în cultură, vă dați seama, atâția ani de zile, am o experiență îndelungată, să nu mai spun de politică. Am făcut politică și înainte de 90, nu mi-este rușine să spun treaba aceasta. Am colaborat foarte bine cu niște personalități importante ale agriculturii nemțe de la dumneavoastră din zonă. Este vorba de domnul Zmântână, Dumnezeu să ierte, care a fost directorul IASE-ului, domnul Boțoc, care a îndrăznit să înființeze o bază hipică în miniatură aici la dumneavoastră în Roman și care, din păcate, n-a mai putut să supraviețuiască. Deci, experiența pe care o am, o voi pune în slujba acestei campanii electorale, voi fi alături de domnul Anta, care este la Senat pe locul 1, și să dea Dumnezeu să scoatem la nivelul județului Neamț măcar 2 deputați și un senator. Pentru asta trebuie să ne luptăm. Pentru asta trebuie să nu ne fie rușine, mai spuneam și altă dată, să arătăm că, într-adevăr, Traian Băsescu a fost cel mai bun președinte. Și că a avut demnitate, a fost un om care a îndrăznit, a fost un adevărat bărbat și nu se compară cu actuala conducere a României și cu acest președinte care este și mut, care este și surd la durierile românilor și care îngenunchează țara în fața străinilor împreună cu prietenul și colegul său Cioloș. Așa trebuie să spunem în campanie electorală. Ca românii să înțeleagă că acești domni care în momentul de față se străduiesc ca să mențină în continuare conducerea României, practic ne-au vândut și ne vând în continuare. Deci acesta trebuie să fie mesajul. Băsescu a făcut acel, eu știu, nu a făcut o gafă, a luat o măsură care i-a adus foarte multă antipatie în rândul poporului, dar dacă nu era făcută treaba aceea, România poate în momentul de față era îngenunchiată în fața Europei mai mult decât este acum, datorită contribuției lui Cioloș și al lui președintele nostru, care s-a așezat cu fundul pe una dintre operele monumentale ale artei românești, pe lucrarea lui Brâncuș. Deci, stimați prieteni, trebuie să nu ne fie rușine să spunem că Băsescu a fost cel mai bun și că merită să fie primul ministru al României. Acesta este mesajul cu care trebuie să mergem noi în fața alegătorilor, să avem curaj să le spunem oamenilor, chiar dacă unii ne mai înjură, unii, știu, mai cârie, dar noi trebuie să-i convingem că așa stau lucrurile. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului Bursuc Marius Marian. Bună seara tuturor, în care sunați invitați, emoția este mare, mă bucur că mă aflu astăzi pe dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc domnului Antal pentru invitația făcută, tot respectul pentru organizare și pentru acest gest frumos cu tatăl nostru și deșteaptă de România, nu m-am așteptat. Dați-mi voie să mă prezint, vin din hotarul județului Neamț cu județul Bacău, din comuna Zănești, de lângă orașul Roznov, poate știți dumneavoastră unde este orașul Roznov, poate să aveți prieteni pe acolo, am 36 de ani, conduc o mică afacere. Pe plan politic, sunt consilier local din 2012, am activat în principiu în
partidul PSD la juniori, deci TSD, am fost președintele organizației TSD Tinere pe 13 comune, pe colegiul 3, am fost vicepreședinte la nivel de județean la TSD, am foarte multe relații în TSD, actualmente din cauza unor mici discuții care au fost la nivel de TSD, provin în Consiliul Local Zănești din partea organizației UNPR, al partidului care din păcate nu mai există. Sunt primul candidat pe lista deputaților din partea partidului UNPR în urma fuziunii, pe care nu ați reușit cu Partidul Mișcarea Populară al lui Traian Băsescu. Știți foarte bine că județul Neamț duce mare lipsă de infrastructură, de școli bine întreținute, de laboratoare, de aceea cred că avem nevoie de tineri. Se ducem acolo, avem nevoie de oameni capabili, oameni care au făcut ceva în viața lor, chiar dacă au vârstă mică la 36 de ani. Am lucrat afară 11 ani de zile, am construit o mică firmă, am 12 angajați, cumulată cu experiență, cu muncă, cu dăruință, cu ambiție, cred că putem face lucruri bune în cadrul județului Neamț. Avem pe contracandidații noștri din partea cealaltă, care sunt prințișorii lui tata, care au intrat cu bani mulți în campanie, se mândresc cu munca lui tata, dar când vor ajunge acolo, tot pe tata îl vor suna. Deci experiența lor este zero. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, vă așteptăm pe 12 decembrie la vot și haideți împreună să dăm altă culoare județului Neamț, pentru că avem nevoie de o schimbare, într-adevăr, avem nevoie de oameni cu caracter, cu putere de muncă, cu voință, care vor să facă cea pentru județul Neamț. Suntem sătui de promisiuni, că trece autostrada mâine, că vine pe mâine. Suntem sătui de promisiuni, suntem sătui de băieții lui tata, de nepoții lui mama și așa mai departe. Haideți să facem o schimbare cu ajutorul dumneavoastră. Sunt convins că domnul Antal, pe zona de Roman, are un cuvânt de spus. Îi urez multă baftă la funcția senatorului în cadrul Partidului Mișcarea Populară la nivel de județul Neamț și împreună să facem o mare horă. Nu pe 1 decembrie, o facem pe 12 decembrie, în care să ocupăm tot județul Neamț și să ne bucurăm de faptul că am ajuns undeva, am ajuns într-un Parlament al României pe care sperăm să reprezentăm cu brio. Vă mulțumesc frumos și vă urez o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc frumos! Dau cuvântul doamnei Chelmuș Elena. Suflet din frumos această încăpere. Elena Chelmuș este numele meu și candidez din partea Partidului Mișcarea Populară la Camera Deputaților pe poziția 6-a. De profesie sunt psiholog și practic psihoterapia de cuplu și familie în cadrul cabinetului pe care l-am deschis în acest oraș. Deci lucrez cu oamenii și cu problemele lor. Ani de rândul m-am ferit, și o spun bine, m-am ferit să fac politica. De fapt, nu. Am făcut politică așa cum o facem cu toții, în viața, cu prietenii sau la o petrecere. Așa am făcut eu politică, dar prin prisma profesiei mele am învățat că dacă vrei, dacă îți dorești ceva diferit, atunci fă ceva diferit. Și schimbă-ți comportamentul astfel încât să atingi ceea ce îți dorești. Eu asta am făcut. Am făcut ceva diferit de ceea ce făceam până acum. Și m-am alăturat echipei PMP, o echipă de oameni tineri, o echipă de oameni frumoși, o echipă în care majoritatea nu au făcut politică. La fel ca și mine. Și o echipă lângă care îmi doresc să pun lucrurile în mișcare. Dar nu putem singuri. Și de asta avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. De fiecare dintre cei care cred că pot și își doresc să facă lucruri altfel. Și împreună să mișcăm lucrurile în direcția pe care ne dorim. Mulțumesc și vă aștept lângă noi! Mulțumesc, doamne Chelmuș. O să facem un mic intermezzo. O să rog să vină în față pe doamna învățătoare Elena Oprea. Sau cum o știam eu când eram copil, Elena Corpa. La telefonul, da? Mai dăm. Doamna doctoare, vă rog frumos. Bună seara.
numesc Olga Elena și sunt învățătoarea. Și sunt învățătoarea domnului Antal, fosta învățătoare. Sper că și astăzi să mă numească tot așa. Sunt foarte bucuroasă să fiu alături de unul din foștimerile din prima generație și cu emoție îl văd și acum tot elev și tot la școală. Dar acum este un elev mai mare și tot la o școală, dar la școala vieții. Pentru mine acest moment este ca o oră la sala de clasă, unde eu și fostul meu elev stăm în fața dumneavoastră. Stăm în fața dumneavoastră și dăm un examen. Un examen și facem un bilanț al realizărilor noastre. Îi cunosc realizările de-a lungul timpului, în mod direct și indirect, și mă bucur nespus. Și mai ales acum că el caută să-și își dorește o schimbare în activitatea sa și că are o altă alternativă de a-și pune în practică tot ce a învățat viața politică. Nu îi va fi ușor, dar cred că este pregătit, are încredere în forțele sale, este un om curajos și perseverent, cum de altfel a fost și ca ele. Și toate acestea îl vor ajuta să reușească. Îmi place motoul care și l-a ales și l-a alăturat acolo platformei sale electorale. Și pentru că de-a lungul carierei mele am tot dat sfaturi la foștii mei elevi ca să poată realiza în viață, am să-i dau și acum, dacă îmi permite și dacă nu se supără, câteva sfaturi. O să doreze un pic mai mult, cu toate că la intrare mi-a spus scurt, scurt, scurt. Dai un curs, scurt, scurt. Să fii sincer. Fără sinceritate nu durează nimic. Să fii îndrăzneți. Îndrăzneala ajută succesul. Să fii energic. Fără energie nu poți merge mai departe. Să fii loial ție și celor din jur. Fără loialitate nu poți avea afecțiuni. Să fii politicos. Fără politețe nu poți fi respectat. Să fii tolerant. Când înveți să fii tolerant, dușmanul tău este cel mai bun profesor. Să fii iertător, dar mai ales să fii puternic. Să fii puternic ca o stâncă în mijlocul mării. Ca o stâncă care nu se va lăsa sfărâmată de apa ce spumegă în jurul său. Pentru că altfel stânca va ajunge o grămadă de piatră pe fundul mării. Și apa va rămâne dezamăgită și întristată și va pleca să-și caute altă stâncă. De aceea nici noi nu dorim să rămânem întristați și dezamăgiți și nici să ne pui în situația de a merge să ne căutăm altă stâncă. Stânca aceea fiind tu. Dorim prezența ta și a tuturor colegilor dumneavoastră mai mult în mijlocul comunității, o prezență activă și permanentă în mijlocul locuitorilor, ca să ne cunoașteți și nouă realizările și dorințele și pentru ca să ne putem implica și noi și împreună să realizăm lucruri frumoase. Într-un final îți doresc să fii fericit, pentru că fericirea vine din realizările tale. Îți doresc ție și familiei tale sănătate, să te bucuri de familie și de cei care vor fi alături de tine în tot ceea ce va urma să faci. Desigur și tuturor celorlalți prezenți aici împreună cu noi. Îți doresc prieteni adevărați care să fie alături de tine și la bine și la greu. Succes tuturor! Mulțumesc! Invit în față pe doamna profesor Lazar Elisabeta. Doamna a fost campioană balcanică, uitați cât de energică este. Bună seara domnilor candidați, bună seara domnilor invitați. Vreau să spun câteva cuvinte despre domnul Antal Dorin, pe care l-am cunoscut în anul 1983, când a pășit pe treptele liceului Ion Ionescu de la Brad Horia. A fost un elev extraordinar de cuminte, civilizat, foarte bine educat și s-a integrat cu brio în colectivul de elevi al clasei. În treapta a doua, de examen pentru profilul agronomic, unde din nou se remarcă
fiind plecat la concursul pe meserii, la fază finală, venind cu laurii victoriei. Este un foarte bun, a fost un foarte bun organizator ca elev, în același timp un foarte bun organizator la promoția dânsului, când a organizat întâlnirea celor 20 de ani de absolvire. Este absolvent al Institutului Agronomic și un foarte bun profesionist. Întâlnindu-mă cu o colegă de-a lui, Cristina Buhac, la București și stând de vorbă cu ea, mi-a spus cum s-au întâlnit și au discutat și l-a inițiat și introdus într-un job de unde a câștigat foarte bine printr-o muncă cinstită, ceea ce a dus la realizarea lui profesională și materială. Consider că este un merit, are merite deosebite pentru a candida la funcția de senator din partea Partidului Mișcarea Populară. Este foarte cinstit, așa l-am știut și așa și este. Nu a făcut afaceri cu statul, s-a realizat prin propria muncă. Îmi povestea iarăși Cristina cât de frumos s-a realizat în București, unde știți că este foarte greu ca să se realizezi, venind de provincie, ce frumos și-a organizat viața familială undeva lângă București, unde avea o fermă, o microfermă agricolă cu probabil diferite animale, pom fructifer, cu grădină de zarzavat. Apoi pleacă în Norvegia, tot ca om de afaceri, dar se întoarce probabil că dorul de țară, de glie, l-a făcut să se reîntoarcă în mijlocul familiei. Și mi-aduc aminte, ca elev fiind, punea des problema, bine într-un cadru mai restrâns, problema Basarabiei, și permanent avea discuții cu domnul nostru profesor de istorie, Ciobanu Petru, căruia îi punea niște întrebări bine pertinente, dar la vremea aia nu se putea discuta atât de liber. Deci el avea o cultură vastă, citea foarte mult din dicționare, se documenta. Nu era totuși, cum să vă spun, un elev oarecare de, cum să spun, care să se ridice, să fie la nivelul mediu. El a fost o mare capacitate și vreau să vă spun, important, ce pe mine m-a impresionat ca profesor, o singură dată i-am făcut o observație destul de pertinentă când era elev în clasa a noua. Și acum am în imagine grimasa lui și cât de mult l-a supărat acea observație și niciodată, nici până atunci și nici de atunci, nu a făcut caz cum că eu, sau să se fi simțit jignit că eu i-am făcut o observație. Nu era foarte mare, dar nu mă așteptam de la Amdal Dorin, care era un copil excepțional din toate punctele de vedere. Îl recomand din toată inima mea pentru postul de senator și sper că atunci când o să devin senator, să faci ceva pentru orașul roman, pentru dezvoltarea economică a orașului, pentru tinerii orașului, ca să nu mai umble de aici colo căutând locuri de muncă și să vă spun durerea pentru ziua de mâine a tânărului, că de aia ei pleacă și nu totdeauna se realizează unde pleacă sau fac fapte pozitive. Deci trebuie dumneavoastră care veți candida și veți ajunge în Parlamentul României să căutați, să faceți ceva pentru noi, pentru cei care v-am votat. Și să puneți așa cum se spunea și în trecut, să ne punem în fața populației toată puterea noastră de muncă, să facem ceva pentru voi, nu pentru noi. Dacă faceți pentru noi, normal că o să faceți și pentru dumneavoastră. Și uite așa, vreau ca România să devină o țară prosperă, să progreseze din toate punctele de vedere. Vă doresc mult succes tuturor!
să creadă oamenii că am fost vorbiți, doamna profesor, doamna învățător. Le-am spus 2 minute, le-am rugat la intrare. Asta este, nu știu, poate sunt... Da, ok. Mă forțează timpul acum. Ca gazdă mi-am permis să fiu ultimul care iau cuvântul și o să încep să vă spun că toată viața mea am mers pe ideea că sinceritatea este cel mai îndrăzneț lucru, după părerea mea. Atunci când ești sincer cu oamenii pun o barieră pentru că le distrugi anumite idei preconcepute pe care le au ei. Și atunci creez antipatii. Dar eu totdeauna am fost sincer și de obicei unii oameni apreciază, unii nu apreciază chestia asta. O să folosesc niște cuvinte un pic mai dure, drept pentru care îmi cer scuze anticipat. Pentru că eu știu că atunci când un om leșină și își pierde conștiința, nu este indicat să-l mângâi, trebuie să-i dai o palmă pe obraz și apoi dacă nu-și revine, începe resuscitarea lui. Cred că ați auzit de multe ori și eu, adică am intrat în politică, au niște cuvinte foarte dure, pentru care încă o dată îmi cer scuze. Politica e o curvă. Ați auzit chestiile astea? Toți politicienii sunt hoți. Unii îmi spuneau, dacă intri în politică, o să mergi direct în pușcărie. Ați auzit chestiile astea? Ați auzit? Nimic mai fals. Și o să vă spun de ce, cum gândesc eu. Mi-aduc aminte și dumneavoastră știți cu toții pe marele filozof grec Aristotel, care a trăit înainte de Hristos, în Grecia Antică, care spunea că cea mai importantă știință este politica. Și vedea în centru politicii omul. El îl numea în grecește zoon politikon. Zoon, animal, politikon, social. Politikon, cuvântul vine de la polis, cetate, din grecește. Deci, politica are în centru omul în cadrul societății. Omul ca animal social. Românește spus, omul în slujba cetății. Adică fiecare dintre noi ar trebui să facem politică spre binele nostru personal, spre binele familiei fiecăruia și toate acestea converg spre a face bine comunității din care venim. Deci nu toate alea cu politica, nu știu cum, politica, nu știu cum, ne spun noi a corupției ca să nu intrăm noi oameni cinstiți în politică și să li periclităm locurile lor călduții de acolo. Când mergem la biserică să ne recunoaștem păcatele, îi spunem așa că le-am făcut cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Un popor care își alege politicieni corupți, hoți și trădători, acel popor nu este o victimă. Acel popor este complice la furt, este complice cu trădătorii, cu hoții, cu corupții. Așa că trebuie să avem mare grijă ce alegem și cum alegem. Oameni buni, ne mor bătrânii în casă, fără să aibă pe cineva drag pe lângă ei, care să le spună un cuvânt bun de mângâiere și să le aprindă o lumânare atunci când mor. Mor singuri. Altădată nu are cine să le facă obiceiului strămoșești. De ce? Pentru că ne pleacă tinerii din țară. Oamenii pleacă pentru un salariu mai bun. Eu cred că noi împreună putem să alegem, să nu păcătuim, să alegem corupți, să alegem niște candidați care sunt cinstiți și care împreună cu dumneavoastră să forțăm să se voteze în Parlament legi corecte, legi cinstite, să controlăm într-un fel și să forțăm guvernul să le pună în aplicare pentru a avea o economie sănătoasă. Ce înseamnă asta, o economie sănătoasă? Înseamnă locuri noi de muncă bine plătite. Și atunci, cei dragi nouă care trăiesc în străinătate cu dorul de țară, se vor putea întoarce acasă, își vor putea educa corect copiii pe care i-au lăsat în grija bunicilor sau rudelor, sau știm câte drame sunt. Acei copii, fiind educați cu dragoste părintească, vor deveni niște buni cetățeni care vor munci cinstit, care vor face politică
și care vor face ca România să se schimbe. Eu nu văd altă schimbare. N-avem cum să schimbăm. Degeaba schimbăm clasa politică, degeaba dacă noi trebuie să ne schimbăm și copiii noștri să devină, cum am spus, niște buni cetățeni. Eu sunt un om simplu, instruit și spun eu incoruptibil și cred că alături de dumneavoastră, oamenii cinstiți, putem să ne aducem acasă aici în România pe cei dragi nouă. Asta este crezul meu, asta este lupta mea și indiferent de rezultatele care vor fi pe 11 decembrie, eu o să lupt pentru aceleași chestii în care cred. Sper să-mi fiți aproape. Gând bun!